Să aveți bucurie, sufletelor dragi! Iată-ne din nou împreună în această zi minunată pe care o dedicăm sufletului nostru, pe care noi ne-o dedicăm acum câteva minute, poate o oră, minții, inimii și gândurilor noastre, pentru că noi purtăm lumea în mintea, în gândul și în sufletul nostru. Tema de astăzi este una interesantă, pentru că are legătură directă cu viața dumneavoastră și cu noi. Și atunci când vorbim despre recunoștință, ne gândim la modul de mulțumire pe care trebuie să-l avem față de binefăcătorii noștri, dar înainte de toate să-l avem față de Dumnezeu, Cel care ne-a creat și care ne-a adus nouă darurile, cele minunate pe care le avem. Ne-a trimis nouă Îngerul Cel Păzitor să ne ocrotească viața, și pe care l-am ignorat, de multe ori l-am închis în carapacea sufletului nostru, lăsând în locul luminii întunericul. Și sigur că toate aceste lucruri pe care le-am făcut într-un mod conștient sau inconștient, și pentru a fi înțeles la ce mă refeream, aș vrea să țineți cont de un lucru, acela că noi puteam să ne creăm un drum sau să ne formăm un nucleu al unei vieți de familie frumoasă. Și cu toate acestea am ales un drum al plăcerilor, al distracțiilor și al dezechilibrului pentru care astăzi plătim, pentru care astăzi suferim și pentru care mulți dintre noi, pierzându-ne starea și echilibrul, plângem. Trebuie să știți că cei care vă doriți în viața dumneavoastră o schimbare, aceasta vine doar în momentul în care tu, iubite suflete, ai conștientizat greșeala ce te-a dus în această stare și te-a făcut ca astăzi să nu fii în armonie cu tine, cu sufletul, cu inima, cu mintea ta și să fii puțin pierdut. Dar trebuie să știți că nu există problemă pe această lume pe care nu o putem rezolva dacă cu adevărat suntem pregătiți să ținem piept tuturor încercărilor și tuturor evenimentelor negative la care nu ne-am așteptat și care acum, venind în viața noastră și luându-ne pe nepregătite, ne-au adus o stare de panică, de dezechilibru și de tristețe cumplită. Din orice situație putem ieși. Este important ca atunci când dorim cu adevărat ca viața noastră să se schimbe, să apelăm la rugăciune. Și rugăciunea, iubite suflete, este o formă de recunoștință pe care tu îi arăți Creatorului sau eu trimiți Lui prin ceea ce spui pentru multe, multe lucruri bune pe care ți le-a dat
și de care tu nu ai avut grijă sau ai considerat că ți se cuvin, deși poate nu ai avut vrednicie. Și mă refer la recunoștința pe care noi trebuie să o avem pentru darul primit de la Dumnezeu și acela se numește viață. Trebuie să-i fim recunoscători lui Dumnezeu că astăzi cei care privim și ascultăm aceste conferințe sau aceste emisiuni avem capacitatea de a le auzi, avem capacitatea de a zâmbi sau de a ne șterge lacrimile atunci când suferim și totodată mai trebuie să avem și empatia față de cei care nu au aceste daruri pe care noi le-am avut sau le avem de a putea să privească soarele cu ochii sau să aibă darul de a auzi glasul rugăciunii al cuvintelor frumoase care vin să ne schimbe viața. Deci pentru aceste daruri pe care noi le-am primit trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Și vă îndemn să scrieți pe o coală de hârtie cel puțin 100 de lucruri pentru care ar trebui să fiți recunoscători celui care v-a creat pe voi, adică lui Dumnezeu. Veți observa un lucru extraordinar de important atunci când veți ajunge la finalul acelor 100 de cuvinte de mulțumire. Cât de mare este Dumnezeu și minunate sunt lucrurile Lui, tocmai că voi, cei care astăzi considerați că aveți o problemă mai mare ca toată lumea, sau voi, cei care astăzi sunteți în dezechilibru moral, spiritual, material și așa mai departe, aveți datoria, iubiții mei, de a încercați să conștientizați că totuși sunt unii oameni care suferă și o duc mult mai rău decât voi. În aceste situații sau în această situație în care cu toții poate am avut-o, am simțit-o și am trăit-o, pentru că sunt momente grele în viața unui om care apar atunci când poate nu este pregătit să le facă față. Și mă refer la cei care își pierd părinții, cei care, dintr-un nefericit eveniment, își pierd pe cineva drag în accidentele rutiere, sau pur și simplu se produce ruptura între cei doi care au trăit sau iubit ani, poate zeci de ani, și unul dintre ei, lipsit fiind de credință și cu inima învârtoșată, a ajuns să își părăsească familia, soția sau soțul, provocând o durere imensă care nu doar că rămâne în sufletul celui care a rămas singur, ci se răsfrânge și asupra copiilor și a celor care au fost direct implicați în viața voastră. Știți prea bine că limba română are multe proverbe și ne spune unul dintre proverbe că recunoștința este floare rară. Așa este. Facem bine multor oameni, îi ajutăm să treacă cu bine de încercări. Poate de multe ori ne-am sacrificat timpul, energia și viața noastră pentru a-i ajuta și a-i ridica din acea cumplită suferință în care erau. Iar astăzi, când tu ai nevoie de ei, aceștia nu mai sunt. Așa că dezamăgirea, mâhnirea și tot ceea ce trăiești tu astăzi sunt pe undeva justificate
pentru că nu meritai așa ceva. Dar iubite suflete și dragii mei, oare supărarea voastră și mâhnirea voastră vă rezolvă problemele? O spun că nu. Și dacă nu vă rezolvă problemele și dacă această mâhnire, supărare și aceste momente de cumplită suferință pe care noi astăzi le trăim devin mai puternice decât capacitatea noastră de a le învinge, există riscul să ne pierdem, intrăm în depresie și de la depresie putem ajunge fie la psihiatru, fie la psiholog sau, Doamne ferește, mulți dintre cei care își pierd nădejdea și credința în Dumnezeu ajung să părăsească această viață ajungând la gesturi extreme. Când ai recunoștință și când tu în orice situație te-ai afla, te pui în genunchi și mulțumești lui Dumnezeu în continuu, îți mulțumesc Doamne că sunt bolnav, știu că Tu mă vei face bine, îți mulțumesc Doamne pentru ceea ce mi-ai dat, puținul acesta care l-am, îți mulțumesc Ție Doamne pentru faptul că astăzi eu pot să vorbesc și să ascult cuvântul Tău prin gura unui slujitor și să învăț ce am de făcut pentru a-mi schimba viața, am schimbat și am ridicat vibrația în care sunt acum și pentru a putea zbura. Iubiților, această reușită va aparține doar dacă sunteți hotărâți să scăpați de răul care vă înconjoară, de pelinul negru pe care îl gustați zilnic, amăgindu-vă că va fi bine mâine, că va fi bine în altă zi, că va fi bine într-o zi. Și toată această amăgire nu face altceva decât să vă prelungească agonia stării de suferință în care sunteți și vă aflați. De aceea vă rog să apelați la recunoștință, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toate, și veți simți cum încep să se întâmple miracole în viața voastră, că tu, mulțumind de fapt pentru puținul pe care l-ai primit sau pentru faptul că ai întâlnit un om pe care ți-l dorești în viața ta, dar încă n-a sosit momentul să fii lângă el, tu trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu și să-l rogi ca în prioritățile sale să introducă și prioritatea ta. Dacă participi la această dorință a ta, cu o credință de neînvins în care, indiferent cine ar veni ție să-ți spună ce te rogi, trebuie ce să mulțumești, pentru ce să mulțumești când tu de fapt ai pierdut, ți-ai pierdut bani, ai pierdut anumite lucruri. Acesta este secretul de a-ți învinge, în primul rând, demonul din tine, care se numește demonul deznădejdii. Să nu-l lași să pună stăpânire pe viața ta, pentru că pe foarte multe vieți a reușit să pună acest demon mâna. Și foarte multe vieți, pierzându-și nădejdea în Dumnezeu și încrederea, au părăsit această lume, ajungând, așa cum vă spuneam, la gesturi regretabile. Iubiții mei, a fi recunoscător lui Dumnezeu înseamnă a-ți recunoaște tu minusurile din viața ta, dar a recunoaște totodată că ai capacitatea de a te zmeri și că ai și puterea de a trece mai departe
spunându-i lui toate durerile tale, trupești și sufletești, și așteptând ca în urma acestor rugăciuni ale tale, însoțite de mulțumiri și recunoștință, să-ți dăruiască darul vindecării sau puterea de care ai nevoie pentru a te ridica și a fi din nou puternic. Ce este important să rețineți? Că la toată lucrarea voastră și la toată dorința voastră trebuie să participe întreaga ființă. Adică să îți pui mintea să gândească la lucrurile frumoase pe care tu ți le dorești și să le regrete pe cele rele pe care tu le-ai făcut cu sau fără voia ta, și mai mult decât atât, să alungi toate gândurile de neîncredere, de deznădejde, gândurile de răutate care de multe ori îți pun stăpânire pe minte și pe inimă, pentru a te depărta de ceea ce se numește puterea lui Dumnezeu și dragostea lui nemărginită, ce urmează să o primești și culmea la care tu singur te opui prin viața ta, prin faptele tale, gesturile tale, răutățile tale, gândurile tale și tot ceea ce faci tu și se află într-un dezechilibru. Vă rog să rețineți faptul că tot ceea ce trăiți astăzi, tot ceea ce simțiți astăzi, tot ceea ce gândiți astăzi, se întâmplă în viața noastră cu un scop. Și acel scop este acela de a înțelege că va trebui, începând de astăzi sau de mâine, să-ți pui în echilibru sau în balanța normalității toate lucrurile care îți produc dezechilibre sau tot ceea ce este rău, să înlocuiești cu ceea ce este bun, și apoi mai aveți ceva. Să încercați să vă împăcați cu toți cei pe care voi ați supărat și să vă iubiți aproapele ca pe voi înșivă. Există o terapie și această terapie se numește terapia iertării. Mă întreabă unii credincioși: părinte, de ce este necesară terapia iertării ca noi să avem o viață mai frumoasă sau mai bună? Pentru că prin terapia iertării primești puterea. Aveți nevoie de puterea de a vă putea ridica și de a scăpa de suferință? Dacă da, atunci aplicați această terapie a iertării, cerându-le iertare tuturor celor pe care i-ați supărat, împăcându-vă cu dușmanii, deși știu că pare imposibil și foarte greu pentru mulți, dar făcând asta, ați câștigat bătălia împotriva răului, iar sufletul vostru va fi fericit și se va bucura de întâlnirea cu Îngerul Păzitor, care de fiecare dată este lângă tine atunci când ai făcut un bine și ai refuzat răul, deși
aveai capacitatea sau libera voință de a face răul. Și dacă în viață ești pus să alegi între a face bine sau a face rău unui semen de-al tău, tu, iubite suflete, alege să faci bine, pentru că alegând să faci bine, îți înmulțești puterea de care tu ai nevoie în viața ta de zi cu zi pentru a-ți rezolva, a-ți clarifica și a găsi soluții și rezolvări la toate problemele tale. Vă rog să rețineți că prin recunoștință, prin iubire, prin milostenie, puteți reuși în anumite lucruri la care poate ați așteptat răspuns ani de zile și nu l-ați găsit. Și pentru că așteptați sau ați așteptat multă, multă vreme să vi se întâmple ceva bun în viața voastră, iată că vine momentul ca acest lucru să se realizeze. Și atunci vă propun un joc. Dacă vreau să mă căsătoresc, să mă mărit sau să-mi găsesc perechea sufletului, atunci voi apela la recunoștință și zilnic mă voi ruga și voi mulțumi și voi spune cât de minunat este Dumnezeu, cât de minunate sunt darurile sale și bucuria pe care eu urmează să o simt în aceeași zi, de fapt va construi acel zid pe care mă pot eu urca să fiu văzut sau văzută și identificat sau identificată de perechea sufletului meu. Dacă îmi doresc să vând o casă, dacă îmi doresc să vând o mașină, să-mi rezolv o problemă care are legătură cu partea economică, atunci să mă aleg milostenia. Și să fac milostenie, să îmbrac un om sărac, să-i dau de mâncare unui vecin care poate nu are, să-i dau de mâncare sau să ajut un tânăr care este dezorientat și care dorește să schimbe viața, sau de ce nu, să ajut la un spital sau la o biserică în care se construiesc pereți, se construiesc garduri, se pictează, să contribui cu o fărâmă, cu puținul din viața mea și orice dar și orice milostenie pe care eu am dat-o pentru a-mi da Dumnezeu puterea de a merge mai departe și răbdarea pe care trebuie să o ai pentru a ți se împlini dorința, orice gest pe care tu l-ai făcut se înregistrează și se întoarce ca o binecuvântare. Iar această binecuvântare se transformă în împlinire de dorințe. Vom vorbi după pauză de restul lucrurilor pe care trebuie să le facem pentru a deveni sau a fi învingători. Și trebuia să vă mai spun ce altceva ar fi necesar să faceți pentru ca reușita voastră să fie deplină. Vă spuneam despre recunoștință, vă spuneam despre milostenie
Vă spuneam despre cei care vă doriți sănătate și cei care doriți să vă faceți bine. Vă rog să nu uitați în fiecare zi să zâmbiți. Și pentru a fi voi bine, încercați să apelați la rugăciunea inimii care spune: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasă. Apelând la această rugăciune, de fapt, îl rugați pe Mântuitorul Hristos să vă miluiască cu darurile sale. Și unul dintre darurile pe care noi le-am primit și de multe ori îl pierdem este sănătatea. În momentul în care eu mă rog pentru sănătate, este important să fac fapte bune. Adică o faptă bună, să știți că poate fi materializată printr-un simplu telefon pe care eu l-am dat unui om necăjit și pe care eu îl încurajez, chiar dacă și eu la rândul meu sunt o suferință, spunându-i că în fața lui Dumnezeu nu rezistă nicio boală și că dacă a îngăduit Dumnezeu astăzi să vă lase în patul suferinței, tot acest timp pe care îl petreceți va fi de scurtă durată și veți trece cu bine peste aceste stări ce vă aduc tulburare, doar dacă, repet, în rugăciunile voastre veți ști să-i mulțumiți lui Dumnezeu, așa cum o făcea Iov când se ruga și spunea: Domnul a dat, Domnul a luat, să fie numele Lui binecuvântat. Cu siguranță că mulți nu veți fi de acord cu ceea ce v-am spus. Cum să mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bolnav? Sună cinic. Și vă spun că nu. Este de fapt secretul unei reușite pe care tu poți obții, pentru că nu oricine este în stare să facă asta. Și dacă tu ești în stare să faci asta, înseamnă că nu ești oricine. Și dacă nu ești oricine, ai tot dreptul să primești aceste daruri, pentru că ai renunțat, de fapt, la anumite lucruri pentru a primi în schimbul lor binecuvântarea cerului. Ce vă rog? Să nu vă lăsați pradă neîncrederii și să nu judecați niciodată, chiar dacă aveți ocazia, persoanele de lângă voi, pentru că judecata pe care voi o faceți pentru alții vi se întoarce împotrivă și vă poate doborâ atât fizic și mai ales psihic. Vă aduce această judecată o stare de agitație, de neplăcere și ajungi să nu te simți bine și să suferi neînțelegând care este scopul, momentul și timpul în care au început aceste dureri, fie corporale sau sufletești, dar ele au legătură cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul pe care tu ți-l comentezi și în care nu ai încredere și nu știi cum va fi sau n-ai o viziune asupra lui, cum va arăta, pentru că nu ești pregătit
să fii suficient de capabil și puternic să faci față la ceea ce ai cerut. Și aici vă dau câteva exemple. Multe dintre persoane s-au rugat să reușească la examen. Multe dintre persoane s-au rugat să-și rezolve un anumit lucru în viață. Și s-a dovedit că acel lucru sau acea școală sau acel eveniment pe care el trebuia să-l parcurgă pentru viitorul lui nu îi era benefic. Adică nu era benefic din două puncte de vedere. Unu, că timpul pe care și-l predea și-l pierdea, mă iertați, pentru lucruri inutile, nu și-l mai putea recupera. Mă refeream la anumite cursuri sau la acea școală, în ghilimele, pe care mulți o fac doar din dorința de a obține o diplomă care ulterior se dovedește că nu este de folos. Timpul pe care tu l-ai, iubite suflete, trebuie să-l folosești la maxim și să ți-l drămuiești în așa fel încât ție să-ți fie bine și viața ta să fie o viață conturată de echilibru, de reușită și de împliniri. Când spun împliniri, mă refer la a avea o viață împlinită alături de cineva drag. A te aștepta cineva cu drag acasă, avea poate un copil, doi, și a beneficia de fiecare moment și clip a vieții tale, dându-i valoare. Din păcate, foarte puțini dintre noi am reușit să avem o asemenea realizare și ne întrebăm de ce. De ce, Doamne, mie mi-ai dat anumite încercări și mi-ai dat o anumită viață aflat într-un dezechilibru pe care consider că nu o meritam? Și la această întrebare v-aș putea răspunde tot cu o întrebare, dar oare voi v-ați dorit cu adevărat până astăzi să o aveți? Adică să ai o viață normală lângă cineva, că atunci când ajungi acasă să te aștepte cu drag sau să-ți vorbească frumos la telefon sau să te încurajeze? Sau accepți ca în viața ta să fie ancorată o persoană care teoretic nu ai viitor, lângă care tu nu vei realiza nimic și singură ți-ai programat viața în a rămâne în aceeași stare de suferință pe care tu ai, dar o maschezi foarte bine cu un zâmbet fals? Să știți că toate momentele de nefericire din viața noastră și toate momentele de tristețe care ne pun stăpânire pe suflet, pe minte, pe inimă, rup câte o bucățică din noi. Și acea bucățică are legătură directă cu tot ce înseamnă viitor. Că dacă ai avut parte de o relație toxică în care persoana de lângă tine te-a chinuit, ajuns să nu mai ai încredere în celelalte persoane care poate sunt de bună calitate și chiar doresc ceva frumos, serios și își doresc o viață frumoasă lângă tine. Dacă ai acasă un om care te chinuie și te necăjește în fiecare zi cu întrebări inutile, te obosește cu tot felul de chestionare, ce ai făcut, unde ai mers, de ce ai mers, ora, data și minutul,
La fel, toate aceste stări ale tale se transformă într-o frustrare, ce ulterior va conduce la momentul în care vei ajunge să iei decizia de a-L părăsi sau, Doamne ferește, de a-ți înșela partenerul sau partenera, încercând să invoci sau să găsești motive puerile care îți pot justifica gestul tău de nebunie din acel moment. Câtă vreme nu există echilibru și armonie în viața voastră, nu ai cum tu să reușești, pentru că toată reușita ta nu-ți va aduce neapărat acea stare de echilibru și de liniște, ci poate o stare de bucurie pe moment, ce se va transforma într-o umbră a tristeții atunci când te întorci acasă și de fapt nu mai este sau nu găsești pe nimeni care să te aștepte cu drag. Recunoștința de care eu vă vorbesc, pe care noi trebuie să o purtăm și să o avem tot timpul în suflet, este cea care ne poate ajuta în schimbarea energiilor negative sau minții sau gândirii noastre negative. Ne poate ajuta să ne schimbe viața câtă vreme ea este regăsită într-o scurtă rugăciune. Și mă refer la acele rugăciuni în care spui: îți mulțumesc ție, Doamne, pentru că m-ai ajutat și mi-ai dat astăzi puterea de a îmi învinge teama. De a-mi învinge teama de boală, de a-mi învinge teama de lucrurile neștiute, nebănuite. Și de a-mi învinge, de fapt, orgoliu care îmi apasă mintea și gânduri. Și de a-mi învinge răutatea. Dacă tu ai reușit să-ți învinzi răutatea, ești un om minunat. Înseamnă că ai învins un demon care te chinuia de mult și te făcea multe nopți la rând să te gândești la momentul răzbunării pe care tu puteai să îl construiești pentru persoana care ți-a produs ție suferință. Încercați să uitați de acele momente și de acele clipe. Încercați să fiți înțelepți și să nu răspundeți răului cu rău, ci să răspundeți răului cu bine și cu mulțumire lui Dumnezeu pentru toate. Iar nu peste mult timp veți simți un miracol al schimbării lăuntrice, al rezolvării problemelor dumneavoastră și veți mai obține ceva: acea stare de bucurie, de fericire, în care voi vă bucurați și sunteți veseli, dar nu știți de ce, dar vă bucurați. Vă spun eu de ce, pentru că în acel moment, în inimă, în sufletul și în viața voastră, se lăjluiește îngerul. De multe ori gândim ceva și facem altceva. De multe ori hotărâm ceva, după care ne răzgândim și o luăm de la capăt. De multe ori se întâmplă în viața noastră lucruri care nu au legătură cu ceea ce trăim și simțim, dar noi le acceptăm pentru că așa dă bine pe sticlă sau că așa e bine, că ce o să spună lumea. Nu trebuie să te conduci după asemenea principii dacă tu nu ești fericit sau fericită. Și dacă tu suferi, dacă tu plângi și dacă tu
în fiecare zi a vieții tale ai ceva să-ți reproșezi, că nu ți-e bine, de ce să mai rămâi în aceeași stare? Schimbă-ți canalul de frecvență. Pleacă din locul acela. Încearcă să privești soarele și lasă ca în mintea, în gânduri și inima ta să pătrundă razele lui. Oprește-te din nebunia sau din viața asta ta tulburată. Liniștește-te, roagă-te și rugându-te vei găsi răspuns la ceea ce ți-am spus eu astăzi. Răspunsul vine atunci când te aștepți poate mai puțin sau când tu ai cea mai mare nevoie de el și Dumnezeu ți-l dă pentru a lua o decizie care îți va fi benefică pentru viitor și pentru a te ajuta să treci cu bine peste toate momentele de încercare pe care le ai și care ți se par că durează de o veșnicie și nu le găsești răspunsul. Nu vreau să mai fiți triști, fiți veseli. Nu vreau să mai suferiți. Nu vreau ca nimeni din cei care au un suflet minunat și se roagă lui Dumnezeu să mai plângă. Pentru că lacrimile sunt într-adevăr cuvintele sufletului care ne vorbește, dar trebuie să mai știți că fiecare lacrimă pe care tu o verși pentru necazul, problemele tale, de fapt, va ajunge să umple paharul suferinței și acest pahar pentru tine să fie deja devastator, pentru că ți-ai consumat nervii, ți-ai consumat mintea, sănătatea și ai ajuns într-o stare de dezechilibru în care, privindu-te în oglindă, nu te mai recunoști. Acesta este rezultatul pe care și-l dorește demonul, ce vrea să-ți acapareze viața și să te facă să suferi. Pentru că suferința nu aparține lui Dumnezeu, ci suferința este direct legată de demonul care ți-o produce și acest demon ți-o produce prin cel la care te-ai așteptat cel mai puțin să te determine să ajungi în această stare care ți-a adus ție nemulțumirea și mâhnirea. Aș vrea ca cei care astăzi privim sau ascultăm această emisiune să rostim rugăciunea Tatăl nostru și această rugăciune să o înmulțim dând mai departe cuvântul și mesajul schimbării și a recunoștinței și prin această rugăciune să ne rugăm unii pentru alții. Cu toții știți sau cunoașteți această rugăciune împărătească Tatăl nostru pe care aș vrea să o rostim acum și să o rostiți împreună cu mine și apoi celor care le veți trimite emisiunea să o rostească și ei ca rugăciunile lor să se întoarcă ca o binecuvântare pentru dumneavoastră, cei care astăzi ați acceptat invitația de a ne ruga împreună prin această
superbă rugăciune împărătească numită Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să vă binecuvinteze Dumnezeu viața și pentru asta să vă rugați, ca viața voastră să fie o binecuvântare și în ea să existe binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că existând în ea binecuvântarea lui Dumnezeu, această binecuvântare se va răsfrânge și asupra voastră. Și știți ce trebuie să mai știți? Faptul că orice rugăciune pe care noi o facem către Dumnezeu, ea, să știți că nu este făcută degeaba. Ne ajută pe noi să ne înălțăm cel puțin câte un pas și să ieșim din prăpastia supărării, neîncrederii, bolii în care ne aflăm și să ajungem la lumină. Cu cât vom reuși să ne rugăm mai mult și cu încredere și credință, cu atât viața noastră se poate schimba, viața noastră poate deveni un dar al armoniei, al iubirii aproapelui și al iubirii de Dumnezeu. Vă rog să nu vă pierdeți, să nu lăsați pe nimeni să intervină în mintea, în gândul și în viața voastră, pentru că dacă veți permite cuiva să vă influențeze într-un anumit fel, s-ar putea ca percepția, dorința, voința voastră să se schimbe și voi să nu mai fiți cei care erați odată. Aveți grijă de sufletul vostru. Aveți grijă de viața voastră. Aveți grijă de darurile pe care vi le-a dat Dumnezeu și pentru acestea grija de care eu vă spun să se transforme în recunoștință și în mulțumire, pentru că orice stare de mulțumire pe care tu o adresezi către Dumnezeu prin rugăciune ți se întoarce ca o binecuvântare. Mulți ne-am dori sau mulți și-ar dori, mă scuzați, șansa aceasta de a putea să meargă și să nu fie dependenți de un scaun cu rotile. Dacă am întreba un suflet suferind de asemenea boală, ce ar da în schimb? Credeți-mă că răspunsul ar fi că ar munci 10 ani muncă zilnică și ar da cu târnă copul pentru a se putea bucura o viață de acest dar. Dacă am întrebat un om lipsit de vedere, ce ar da în schimbul vederii? Am întrebat astfel de oameni și mi-au răspuns că jumate din viață și-ar da-o pentru ca cel puțin jumate din ea să se poată bucura de lumina soarelui și de darurile pe care Dumnezeu i le-a dat. Dacă i-am întrebat pe cei care sunt pe patul de suferință și așteaptă resemnați ziua în care vor pleca de aici, ce ar da pentru încă 10 ani de viață? Răspunsul lor ar fi că și-ar da toată averea și toți banii și ar fi în stare să o ia de la capăt doar să mai aibă șansa de a trăi încă 10 ani alături de cei dragi. Toate aceste
daruri și toate aceste bucurii ce ți-au fost trimise, dar tu nu le poți vedea pentru că gândurile tale negre nu-ți dau pace, sunt darurile pentru care tu trebuie să ai recunoștință, iubite suflete, și să nu te plângi niciodată, în orice situație ai fi, pentru că întotdeauna se poate și mai rău. În schimb, să lași gândurile negre să plece și să fii optimist și să-i spui lui Dumnezeu că și tu ești copilul lui și că îl rogi să te ajute și să te ierte pentru toate greșelile pe care le-ai făcut cu voia sau fără voia ta. După o scurtă pauză, vă voi mai spune câteva din lucrurile pe care noi trebuie să le respectăm pentru a fi învingători. Da, iubiților, așa cum vă spuneam, foarte multe lucruri din viața noastră au legătură cu ceea ce gândim. Viața noastră poate fi atât de frumoasă și ar putea fi atât de bine armonizată dacă noi ne-am acordat mai mult timp problemelor care sunt cu adevărat importante. Mă veți întreba, pe care sunt acele probleme, ce sunt cu adevărat importante? Păi, unele au legătură cu sănătatea ta. Dacă tu ești un om bolnav, trupește sau sufletește, restul mai contează? Îți mai aduc mulțumire banii sau averea? Nu. Și iată cum această problemă extrem de importantă o neglijăm și trecem peste ea, fără să conștientizăm cât de importantă este pentru noi sănătatea trupească și sănătatea sufletească. Un alt aspect pe care noi îl neglijăm cu bună știință este cel legat de viitorul nostru. Cu toții ne dorim un viitor frumos, dar în rezolvarea lui trebuie să contribuim cu încrederea pe care ne-o acordăm și o acordăm visului pe care îl avem și pe care trebuie să-l urmăm. Dar atenție, nu cu orice preț. Unele persoane au avut anumite vise pe care au dorit să și le îndeplinească apelând la compromisuri. Nu. Nu asta este, de fapt, reușita pe care tu o așteptai. Reușita ta în viață vine în momentul în care tu crezi că momentul pe care l-ai vizualizat, țelul pe care ți l-ai propus, poate fi împlinit și realizat de tine prin propriile tale forțe. Dacă aștept să vină din pod ajutorul, poate nu-l vei primi niciodată. De aceea Hristos ne spune la un moment dat în Sfânta Scriptură că eu am venit în lume să-i ajut pe cei puternici, nu pe cei slabi. Și mulți au pus întrebarea, păi nu e corect, că sunt mai mulți oameni slabi decât oameni puternici. Însă Hristos se referă la puterea credinței tale, în care tot El ți-a dat exemplu că dacă ai avea credință cât un bob de muștar, ai putea să-i spui muntelui, mută-te și s-ar muta. Dar nu avem. Și câtă vreme nu există această credință, câtă vreme nu există această dorință pe care tu trebuie să o
însoțești printr-o încredere a reușitei tale 100%, n-ai cum să te apropii sau să ajungi acolo unde ți-ai propus. Dacă vrei să pleci undeva cu mașina, trebuie să pui benzină și să-ți dorești să ajungi acolo. Dar dacă pe drum apar ploi, tunete și vânt și te sperii și îți propui să renunți, te vei întoarce și atunci nu vei mai ajunge niciodată acolo unde ai dorit să ajungi. Învingătorii nu renunță, iar cei ce renunță nu vor fi niciodată învingători. Deci, rețineți că a fi recunoscător lui Dumnezeu înseamnă a deveni puternic, a-i mulțumi lui Dumnezeu înseamnă a primi binecuvântarea, pentru că toate aceste stări de bine pe care le vei simți sau pe care tu le vei primi rostind cuvântul mulțumesc ție, Doamne, se vor întoarce ca o binecuvântare și ca o forță pe care tu nu o vei putea descrie în cuvinte, dar o vei simți și o vei trăi la momentul și timpul potrivit, când a sosit clipa, ora și ceasul ca viața ta să cunoască o altă dimensiune. Viața ți se poate schimba ascultând o emisiune, întâlnind un om, pentru că orice om poate fi o lecție de viață pentru tine. Important este să te intereseze de fapt ceea ce este bun și să asculți și să reții doar ceea ce este valoros și să nu apleci ochii, mintea, urechile la bârfele celor răi, pentru că toate aceste bârfe te vor bloca și te vor închide într-un cerc din care nu vei mai putea ieși niciodată. Vrei să ai parte de miracole? Încearcă să le provoci. Cum? Simplu. Cel mai mare miracol trăit și experimentat de lume este cel al iubirii, în care un om, când iubește, uită de toate problemele și grijile sale lumești și pentru câteva momente, luni, ani, are impresia că zboară și își dorește să petreacă cât mai mult timp lângă persoana iubită și consideră că viața fără acel om sau lângă acel om este una împlinită și că fără el nu ar mai putea fi la fel. Apoi, un alt miracol al vieții tale pe care tu îl poți experimenta este cel al iertării, în care să reușești cu adevărat să ierți pe toți cei care te-au supărat și ți-au greșit. Este un miracol pentru că nu oricine este în stare să facă ce faci tu. De aceea, tu vei fi un om binecuvântat și vei primi binecuvântarea cerului atunci când te aștepți cel mai puțin sau atunci când Dumnezeu hotărăște că este momentul să ți-o acorde pentru a ți se împlini ție viața sau a ți împlini visul. Un alt miracol este milostenia, de a nu fi zgârcit, de a avea inima deschisă față de cei care nu au putut sau nu au reușit în viață să fie la fel de puternic sau de puternici ca tine. Și atunci, din puținul care l-ai sau multul pe care tu l-ai obținut, dă-i și lui o haină, dă-i o bucată de pâine și ajută-i pe cei care te roagă să le întinzi o mână pentru a-și putea duce viața mai departe. Să ne amintim de cei care sunt în azilele de bătrâni, de cei care s-au resemnat fiind acolo pentru că i-au trimis acolo copiii lor, pentru că i-au trimis acolo
nu știu, urmașii, rudele, tocmai de a-și trăi puținele sau multele zile rândite de Dumnezeu și a încerca, ajungând în mijlocul acelor oameni în vârstă, să le ridicăm moralul, să le dăruim un zâmbet, o floare și să le spunem că noi, chiar dacă suntem străini pentru ei, nu i-am uitat. Apoi să ne amintim de copiii orfani, de copiii care nu au părinți, de cei care suferă și care n-au avut parte de dragostea pe care dumneavoastră ați avut-o când erați mici din partea părinților. Să nu ai spun de copiii abandonați în spitale, de cei care sunt într-o cumplită suferință și pentru care noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să se milostivească și să le prelungească viața și să ne rugăm pentru părinții care își doresc copii și nu pot să-i aibă. Să ne rugăm pentru binele lumii, pentru că, vedeți, omul întotdeauna se roagă pentru el, dar foarte puțin și foarte puțin se roagă pentru binele întregii lumi și pentru o schimbare în bine a întregii lumi, care ar putea să salveze multe nenorociri ce se întâmplă sau se vor întâmpla pe pământ. Iubiții mei, trebuie să știți un lucru, că Dumnezeu este iubire și dacă Dumnezeu este iubire, eu sunt dator să răspund semenilor, să răspund universului, naturii, cu aceeași iubire pe care eu am primit-o ca dar de la Dumnezeu. Ne mai vorbim de iubirea pe care eu trebuie să o arăt celui pe care l-am ales sau celui pe care am ales-o să-mi fie jumătatea sau perechea sufletului meu, pentru că mă refeream la jumătatea în sensul formării unui întreg. Și aș mai vrea să mai vă spun câteva lucruri care au legătură directă cu momentul și modul în care vă treziți și vă continuați existența sau vă continuați viața. De dimineață, când v-ați trezit, să-i mulțumiți lui Dumnezeu că v-a mai dat o zi. Să mergeți să beți apă, la fel mulțumindu-i, și să vedeți, da, să vă vedeți persoanele dragi, să vă puneți în genunchi să vă rugați și în acele minute de rugăciune, mulțumindu-lui Dumnezeu pentru că a trecut încă o noapte și a mai trecut o zi pe care tocmai ați parcurs-o ieri. Astăzi să se întâmple de fapt acel miracol de care voi aveți nevoie. Să vă răspundă rugăciunii voastre și odată ce v-a răspuns, în viața voastră să apară lumina bucuriei. Credeți că e posibil? Dacă da, să știți că așa va fi. Dacă vă îndoiți, atunci sunteți singurii vinovați de bariera pe care v-ați pus-o vieții și acolo unde oferi neîncredere, ai parte de neîncredere. Oferi iubire, chiar dacă pe moment poate primești în schimbul ei răutate, ură, bârfe și multe alte cele. Iubirea este cea care poate să vindece, este cea care poate să te ajute să uiți, este cea care te poate face mai bun și este cea care te poate face să-ți amintești, să ai recunoștință față de Dumnezeu, Creatorul tău,
să ai recunoștință față de mama și de tatăl tău și dacă îi mai ai în viață, să-i suni, să le spui cât de mult îi iubești. Iar dacă nu, să aprinzi o lumânare și să spui o rugăciune ca Bunul Dumnezeu să așeze sufletele lor în locul unde drepții se odihnesc. Voi încheia acest cuvânt al meu prin a-L ruga pe Dumnezeu să vă dea fericire, să vă dea binecuvântare, să vă dăruiască sănătate, să vă dorească putere, răbdare, să vă dea tăria de a vă putea învinge teama, de a vă putea ierta dușmanii și de a deveni mai buni. Să fiți binecuvântați, să vă mănânce raiul și să aveți bucurie sufletelor dragi.